nu se potrivește nici. Unde e lista cu tabelă? Hai. Păi atunci bagă 66. Hai, uite, bagă 69. Domn profesor știe. Hai să vedem care e norocosul. Noi suntem începători, domn profesor. 36. Înțepători. Ah, se potrivește. Așa, totdeauna. La 69, da. Bun, și până la urmă, e singur grătar, un cuptor. Să fie mai cald. O priveam așa, cu pasivitate, dar și acceptare. Cum nu se mai sătura să-mi rupă carnea cu dinții ei mici și reci. Ei bine, această dragoste se hrănea din ea însăși, fiindu-și suficientă, rezistând în acel vid metamorfozat, gesturile și pofta sa mă făceau să cred că totuși eu sunt numai un prilej de exteriorizare a ei, iar noi doi, mântuiți împreună, mânuiți împreună ca niște păpuși pe sfoară. Era dragostea cu D mare, era starea cu S mare, devenise materială un fel de banc sau o gaură neagră, care probabil că e, de ce nu, alb strălucitoare în miezul ei, devenise lumină, creație, pâine divină, apă în deșert, ultima țigară, se materializase ca lumină, creație, facere, început și sfârșit, plecare și rămânere în absolut, în nelimitat. Iubire, fredonam rar, silabisând voluptos și fermecat cu ochii închiși, fericit mirat, iubirea mea, abandonându-mă ei într-o poziție fără pic de rușine, necontrolată și irepresibilă. Ca într-un ritual, repetam cuvântul pe diferite intonații, din ce în ce mai tare, silabisându-l, de parcă l-aș fi gustat până la atingerea acelui nivel în care emoția se transforma în redescoperirea primului cuvânt, mama, până la accederea într-acea stare de grație în care ierarhia ta de valori ca individ se schimba până la depășirea acelui prag al convenției ce duce în neobișnuit, în oriunde și oricând. Un interval între sinapse pe când priveam cum nu ne mai săturam de iubire. Până atunci totul se referise la ceea ce simțisem eu, dar deja îi percepeam gândurile ca un răspuns la ale mele. Ea îmi tăcea, dragostea ei în schimb îmi vorbea. Când aud expresia în schimb, îmi vine să mă schimb. Da. Ești de schimb. Felicitări. Vezi, trebuia să ieși. Dar o singură observație, până